Hei, înainte să încep episodul, vreau să-i fac o promovare lui Wiggle G sau Wigleg. Habar n-am cum se pronunță numele ăsta, îmi cer scuze, dar are 468 de abonați și face videoclipuri cu Minecraft, minigames, Minecraft Factions, Block Party, Survival, ceva FIFA 16 și GTA 5. Eu vă recomand să intrați pe canalul lui, v-am lăsat o anotare pe ecran și un link în descriere, să o puteți să faceți mai ușor. Intrați pe canalul lui, vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, vă abonați, dați like și tot tacâmul. Cam atât cu promovarea asta și hai la episod! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Map From Subs. Și, ca de obicei, înainte să încep episodul, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like să strângem cât mai multe. Cu greu am reușit la episodul anterior să strângem cele 6.000 de like-uri cerute. Mă uitam așa prin episoadele mele și văd deodată 5.000 și ceva de like-uri. Ce e episodul ăsta de rete like-uri? Și apoi mi-am amintit că era Map From Subs și ceruse băiatul ăla acolo să facem 6.000 de like-uri. Ceea ce vă mulțumesc pentru toate like-urile, chiar apreciez. Și astăzi vom juca o mapă la un alt nivel față de ce alte mape pe care le joc de obicei. Adică mapa asta chiar e bună. Veți vedea. Prima dată m-am spawnat aici și am crezut că nu s-a randat lumea sau ceva de genul ăsta. Am zis, bă, cine mă, nu e bună salvarea? Și, bum, începem. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Aici un cap pe tot, îți voi prezenta regulile. Apoi trebuie să apese butonul de like, respectați regula 1, have fun. Bine, poveste. Ai aflat că regatul va fi atacat de regele scheleților, așa că ai decis să te duci în aventură și să-l găsești și să-l omori. Bine, pentru a începe, alege un nivel. Deci, totul e direct, nu e iteme de la început, absolut nimic. Bum, ai început jmecheria. Nivelul 1, parkour. La acest nivel trebuie să ajungi în vârful acestui turn, acolo vei primi mai multe informații. Sunt sigur că mai se scrie legat, dar e ok. Hai să mergem în vârful turnului. Să facem noi niște parcuri. Ah, și era să uit. În fiecare nivel sunt ascunse niște monede de aur. Le poți căuta. Acum, eu apreciez ideea asta cu lucrurile ascunse și mi se pare ceva destul de bun, destul de drăguț. Dar nu vom sta să le căutăm. Din păcate. Dar apreciez. Oricum, îmi place foarte tare harta. Are un design super, super șmecher. Adică doar să stai să construiești atât, e super șmecher. Bun, acum întoarce-te și vei vedea un copac mai înalt. Sări pe el și fă parcurs până la peștera din depărtare. Acum vedeți voi, eu cam știu harta pentru că înainte să filmez, sunt aici niște sărituri de 4 blocuri, înainte să filmez, eu verific harta să văd dacă îmi place, adică nu mai, op, nu aleg, nu downloadez harta și gata, încep să filmez, nu. Verific hărțile înainte să văd să aleg ceva ce îmi place. Ok, aici lipsește un bloc. Ai făcut o greșeală mică, dar nu contează. Nivelul 1 terminat, treci la nivelul 2. Hai să vedem. Nivelul 2. Nivelul 2 are un mic glitch. Nu ne spune nimic pe ecran ce trebuie să facem. Nu știu dacă ratez eu ceva, dar nu ne spune ce să facem. Dar eu știu ce trebuie să facem. Trebuie să ne ducem la tipul ăsta. Trebuie să mergem la tipul ăsta și îl cheamă bibliotecarul, apăsăm pe buton și ne spune așa. Caută peste tot. Unde am pus-o? Și caută o carte. Șopte, scuză-mă, nu-mi găsesc cartea. Dacă mi-o poți găsi, te voi răsplăti. O poți găsi în biblioteca veche. Găsi, nu cred că se scrie cu 2 de i, dar e ok. Tu, bine. A, și încă ceva. Cartea se numește rețeta. Bine. Și acum noi trebuie să căutăm cartea. O căutăm în labirintul ăsta de aici. Și acum începe beleaua, că nu știu pe unde... Ah. Să mă duc. Să vedem. Cine e asta? Nope. Nope. Oh. S-a deschis ceva, dar nu știu ce. Ok. Ușa asta. Oh. Monede de aur. Uite monedele. Ok. Bă, au băgat vecinii muzică populară. Nu știu dacă se vede în video, sper că nu. Da, ascult așa la blană. A, mai trebuie să găsim o manetă. Serios?
Stai. Cum ai deschis dușa asta, e întrebarea. Ok, hai să mai căutăm. Deci aici nu e, da? Bun. Înseamnă că trebuie să ne întoarcem. Sper că nu a ascuns moneta pe undeva. A, era lol. LOL. Ok. Bun. Și aici este rețeta. Puncte, puncte, puncte. Și trebuie să ieșim din toată treaba asta. El a zis că a făcut niște șmecherii cu redstone în această hartă. Și că își cere scuze, dar nu este foarte lungă. Da, mie, sincer, îmi place mapa. Adică e un design foarte tare. Se vede că a muncit. Și îmi pare rău că nu pot să sortez sau că... aici am descoperit alt bug. Nu merge să iau butonul. Trebuia să-i dau rețeta. Și, în schimb, îmi dădea butonul. Nu merge. Din păcate. E dacă... Na, nu merge. Oare este așa? Dacă clonăm... Nuțu cămătaru. Aha, e cămătar. Să vedem, așa merge? Nu. De ce băguită treaba asta? Am descoperit câteva bug-uri. El a zis că mapa e testată 100%, dar se pare că nu e testată. Deci sunt câteva bug-uri, dar e ok, știi? Dar din nou, nu-mi dau seama cum reușesc să scape bug-urile astea. Adică eu dacă aș face o hartă și aș trimite un YouTuber, mai ales o hartă de genul ăsta, cum a lucrat foarte mult la ea, aș verifica-o de 500 de ori. Știi, ca să dai așa o impresie bună. Nivelul 2 complet. Haideți să trecem mai departe la nivelul 3. Voi ieși din game mode. 3. Asta e șmecher. Nivelul ăsta e șmecher. Bun, la acest nivel trebuie să-ți cumperi niște arme și armură de la fierăria din fața ta. După ce ai terminat, du-te la poartă din dreapta și apasă pe buton, scuze. Trebuie să mă duc aici după ce am terminat și trebuie să ne ducem la fierar. Stai să văd unde e fierarul. Asta e fierarul. Fierarul ne cere bani, smaralde, da? Pentru armură și armă. Și noi trebuie să ajutăm sătenii din sat. Sătenii din sat. Trebuie să ajutăm sătenii ca să putem face rost de bani. Și ne întâlnim cu Bob. Bună, mă poți ajuta? Eu aș vrea să mă mut din satul acesta, dar îmi este greu să le strâng toate tablourile, că a greșit, să strâng toate tablourile, covoarele, etc. Mă poți ajuta? Te voi ajuta. Poți începe. Bun, pot să mă apropii de Bob, vreau să-i dau un pumn în față. Ok, Bob, hai să-l ajutăm. Și acum, noi trebuie să... Acum, nu știu cum mai ar trebui. Stai așa. Tablourile, pot să le scot. Bă, și cum... Așa. Ok. Dă-i. Nimerește să-mi bag picioareta. Picioareta. Și trebuie să-l ajutăm pe Bob să-i scoatem tablourile din pereți și toate cele. Cred că am scos tot. Ne ducem înapoi și primim ce ni se cuvine. Bun. Oh, și... Tepțin. Ah, covorul nu l-am scos, da. Covorul, boss, să nu uităm. Bob, dă-ne, bă, tot. Opa. 8. Asta e. Bun, hai să vedem dacă mai putem ajuta pe cineva. Fermierul Tom. Tu nu vorbești, nu? Hei, tu tinere, mă poți ajuta? Eu, așa, am cam îmbătrânit și mi-este greu să tund aceste oi. Te voi ajuta, dar cu ce le voi tunde? Ține acest foarfec, este de pe vremea lui, poveste lungă pe care nu o bagi în seamă. Ok. Hai să tăiem oile. Sunteți gata, fetițelor? Uite cine vine la mine, Tienjet. Ți-a fost dor de mine, Tienjet? Tienjet. Te tai! X-Slayer! Uite-te la mine, X-Slayer! X-Slayer! Nu vreau. X-Slayer e kill! Și îl avem pe max și punct. Stați aici, fetițelor. Bun. Bă, dar max și punct nu mi-a dat multă lână. Bă, e zgârcit. Ok. Ok. Ți-am tuns oile, ia și foarfecele, nu am nevoie de ele. Și nu cred că mai putem ajuta alt sătean, ne vom duce să ne luăm itemele. Fierarule, ai niște gear pentru mine? Gear.
Dar... Stai ce? Bine, dar totul are un preț. Va trebui să plătești pentru toate ce ți le dau. Poți ajuta oamenii din sat pentru a câștiga niște bani. A, te-a săpăs. Mă rog. Ok, hai să vedem. Deci luăm o sabie. Pantofi. Pantaloni. Șesplate. Și căscuț. Se pare că am rămas și cu niște bani în plus. N-am mă bacșiș că ești un drăguț. Opa. Numeri. Ți-l las aici la ușă. Pot să pun undeva numeri. Na! Că îți murdăresc casa cu bani. Ok. Și acum avem armura. Și armă. Și vom ieși de aici. Mergem la nivelul 4. Nivelul 4. A venit timpul. Intră în casa regelui cu forța și învinge. Cu forța, hop, se sam deschide-te. Ok, și aici va trebui să facem niște parcuri. Voi da spawn point și game rule, nu, game rule, keep inventory true. S-ar putea să cad în lava pentru că mi-a pus niște sărituri de 4 blocuri și e greu să... Hop, am sărit prea devreme. Dacă aș putea să masteresc săriturile astea de 2 blocuri, mai fac așa... Bă, degeaba! Aveam eu o tehnică. Ia stai să văd dacă... Na, nu merge. Am omoloaj, nu pot să fac o săritură de 4 blocuri, le-am făcut până adineori. Până acum voiam să zic. Hop! Ala-i, mă! A pus și tare așa pe space. Cum ți-ai permis să intri în casa mea și să încerci să mă omori? Acum vei muri în chinuri! Wow! Vedeți de ce zic? E cam glitchuit nivelul. Adică, mă rog, are mici bube pe aici, pe acolo, dar, mă rog, regele scheleților. Să începem! Ești blocat în pământ. Ok. The Scythe of Death. The King. Bravo, Rafael! Vino și ia-ți coroana. Sper că ți-a plăcut mapa. Asta este mi-o mult. Aia mi-o corona. Nu merge. Nu înțeleg care e faza. Și sunt pe 1.8. Oare trebuie să fie un... Nu știu. Poate să fiu pe o versiune mai avansată. Nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar... Piciorul în corona ta. Sper că ți-a plăcut mapa. Apropo, a făcut-o în 5 zile de școală. Probabil am făcut-o în 5 zile de școală. Mulțumesc că am anticipat lui Extreme Rambo pentru că m-a ajutat să o testez. Măi, Extreme Rambo, nu prea ți-ai făcut treaba când ai testat harta pentru că am mai avut probleme pe aici pe acolo, dar ca și idee față de cealaltă hărți pe care le-am jucat până acum, harta asta cu siguranță merită nota 10. Nu că este o hartă extraordinar de bună, dar față de ce, față de mapele normale pe care le primesc, harta asta chiar este bună și nu aveți cum să mă contraziceți. Omul ăsta chiar a pus efort, dacă el a construit totul de la zero, chiar a pus mult efort în crearea hărții și chiar mă uimește că are atât timp liber să construiască, dar na. Îți mulțumesc pentru hartă, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut episodul, noi ne vom vedea data viitoare, pa!